Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Haideți că suntem în luna sărbătorilor, în luna cadourilor. Astăzi, haideți să uităm puțin de pandemie. Bine, greu, dar trebuie să uităm puțin de pandemie. Astăzi vom discuta despre artificii. De ce despre artificii? Pentru că în luna decembrie o să vedeți peste tot jocuri de artificii. O să fie și de vânzare, n-aveți voie decât pe data de 31 să le folosiți și nu acele artificii bum bum bum. Despre toate acestea discutăm cu invitatul meu, domnul Vasile Bârsan, producător și organizator de astfel de jocuri de artificii. Bună ziua, domnul Bârsan, bine ați venit în platoul nostru. De cât timp vă ocupați de această, sau de cât timp aveți această meserie? Da, deci această meserie a fost în 99-2000, la trecerea în... Atunci a fost pițară. Aha. Dar noi nu eram pregătiți. În singura firmă din țară care era pregătită era o firmă de la Orăștii. Mm-hmm. Și v-ați decis atunci? Și atunci pițară s-a decis trecere, să facă focuri de artificii. Înainte trăgeau cu armele. Da. Ieșeau vânătorii și trăgeau cu cartușe oarbe să alunge duhurile rele în vechiul an. Și norocul meu a fost că în perioada respectivă eu lucram la protecția civilă. Uh-huh. Atunci s-a hotărât la Consiliul Județean, pentru că la protecția civilă erau specialiști, și ne-am dus trei specialiști de acolo. Deci eu cu un ofițer de geniu foarte bun, Dumnezeu să-l ierte că a murit într-un accident, și un maestru militar Cărărușu, cred că știi toată țara, că înainte pe timpul Ceaușescu, din alea două ori care le ascultam, era și o parte pentru Cărărușu Constantin. Da. Și eu, practic, am fost elevul lor la început. Deci în 2000 v-ați făcut... În 99-2000. V-ați făcut firma. Câte jocuri de artificii ați organizat de atunci până acum? Nu pot să le spun. Nu pot să le știu. Eu am ținut evidența vreo câțiva ani. Așa. Și am făcut piani. Aha. Sunt multe. Într-un an de zile câte jocuri de artificii? Nu, acum pandemie... Nu, da. Scoatem așa. Pandemia deoparte. Peste 50-60. Deci cam un joc de artificii în fiecare săptămână. Cam așa. Avem, dar când erau perioadele bune, acum în perioada respectivă. Ma, pandemia e clar. Adică lumea zice, băi, stai o că nu mai avem cum să ne întâlnim. Exact. Da. Vreau să vă întreb un lucru. Ce presupune un joc de artificii? Vine cineva și spune, domnule, vreau și eu să-mi organizez un joc de artificii. Ce presupune acest lucru? Clientul când vine după spune să le arăt cum fac artificiile. Ei nu știu de treaba asta. Noi ce se întâmplă? Noi aducem, tot timpul mergem, niciun spectacol de artificii nu este la fel. Am înțeles. Da. Noi mergem totdeauna pe nou. Ceva diferit, deci, ceva nou. Exact. Noi în fiecare an, anul trecut n-am fost. A fost doar băiatul meu o singură dată. Dar în fiecare an noi mergeam de două ori pe an. Suntem invitați în Polonia. În Polonia este cel mai mare depozit din Europa de Est. De artificii. De artificii. Da. Sunt mai multe, da. Și noi suntem invitați. Noi lucrăm cu, din 2008, lucrăm cu... Cu ei. Ei. Și acolo suntem invitați vreo 16-17 țări în fiecare an. Noi ne întâlnim de două ori pe an. Și vedeți care sunt noutățile artificii. Și atunci ne dau un catalog și începem de la ora 4 seara până pe la 4 dimineața cu toate tipurile de artificii. Pe catalog spune codul, numărul cu tare. Uite, așa arată. Și da, și noi îi punem o notă. Dar aveți și un filmuleț sau filmulețe cu ceea ce... modul în care... Acum ce se întâmplă? Acum mai nou, fiecare baterie are un cod. Uh-huh. Și fiecare poate să pună codul respectiv cu telefonul și îl verifică și știe ce face fiecare baterie deci în parte. Deci clientul poate clientul să vadă poate efectiv să vadă fiecare baterie de artificii ce face, cât ține, cât de sus se duce. Bun, eu știu că de obicei sunt și câțiva care își permit la zile aniversare să, domne, ziua băiatului, vreau un foc de artificii, dar de obicei la nunți. Se organizează astfel de artificii. Da. Și la zile onomastice. Și la zile onomastice. Cei cu dare de mână. Dar la anunț, de obicei, toți sunt cu dare de mână. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă cineva spune, domnule, uite, am o locație, dar e în municipiul Iași. Jocul de artificii, cum îl organizați? Eu, de regulă, 99%
cunosc locurile unde se poate da în... Și îi spun de la început. Eu, din 10 solicitări, cam 6, eu 5-6. Uh-huh. Deci cam aici. Da. Pentru că nu am locul de tragere. A, deci e în funcție și de zona în care exact, are loc. Da. Păi eu nu pot să mă duc... Noi, de regulă, facem o notificare către arme și muniție la poliție. Ei trebuie să știe din noi exact unde suntem, ora și când dăm artificii. Dacă se aude artificii, știu eu, răzleț așa, și aud ăștia de la arme și muniție, ei știu cine... Corect. Dacă nu e nicio firmă, ei sunt acolo pe ei. Prezent. Și ei găsește. Da, da. Pentru noi, ca firme, e foarte bine că ei știu din noi. Noi suntem și protejați cumva. Pentru că sunt evenimente unde la zilele comune se mai îmbat oameni. Mai fac scandal, s-a mai întâmplat. Ei, noi când facem notificarea la arme și muniții, ei fac la rândul lor notificare în zona, la respectiv, poliția din zona de acolo. Ei vin, ne verifică și la acte, se face un proces verbal, că nu s-a întâmplat nimic, deci noi suntem protejați. Eu am întâlnit primării 2 sau 3 cazuri, mi s-a întâmplat, le-am făcut spectacol de artificii, contract tot și nu mi-au dat bani. Nu au achitat serviciu. Tot. Da. Uh-huh. Și ei au spus că mi-au dat. Am ajuns în instanță datorită procesului verbal de la poliție. Da, care ați avut câștigul de casă, da. Am avut dovada. Corect. Tot. Domnul Bursan, vreau să vă întreb un lucru, pentru că cei care ne urmăresc acum spun, domnule, o, s-ar putea anul viitor a mea fată, al meu băiat să se însoare. Când faceți un joc de artificii, dacă vine clientul și zice, domnule, uite, noi avem aici un fel de un iaz mic, așa, și am vrea, nu știu, artificii de alea care merg prin apă, sunt? Da, da, eu am dat, cred că singurul din Iași care i-am dat. Nu prea sunt solicitat, am avut o baterie foarte frumoasă, am adus-o la comandă, uh-huh, la, așa, și la Iezăreni trebuia să fie. La cu Iezăreni? Da. Și am adus-o special pentru cineva care vrea. S-a amânat nunta cu un an de zile, după aia s-au despărțit și am rămas cu bateria respectivă. Am dat-o până la urmă, la Dorobanți. Astea presupun că sunt foarte interesante, nu? Artificii da, în apă. Sunt ceva spectacol. Ce se întâmplă? El intră în apă. Da. Și din apă ies artificiile, dar ies cu totul alt fel față, uh-huh, de ceea ce avem. În afară de acestea, aveți ceva spectaculos, ceva care zică lumea, vai, n-am văzut în viața da, mea așa ceva. Da, tot timpul. Ce se întâmplă? La un spectacol de artificii, nu noi ca specialiști, banul face. Corect. Da. Eu, deci un produs, același produs, cum ne ducem să luăm o pereche de pantofi? Da. 42 negri, da? Da. Și eu de 1000 de lei și de 100 de lei. Sunt tot negri, tot 42. Sunt la fel. Da, da, ăla exact, de 1000 de lei exact așa e calitativ. Face. Eu când primesc banii de la un client, mă, câți bani am? Asta este comisionul meu. Eu am rămas cu banii ăștia. Eu intru în depozit. Câte minute îți fac? 3 minute. Uh-huh. Ei, după bani, mi-aleg artificiile respective. Și nu se dau așa, că se poate strica artificiile. Poți să dai marfă bună și o să dacă o dai așa... Aiurea. Sigur că da. Trebuie un final, trebuie un început, trebuie pe la mijloc, trebuie lumea să țipi un câteodată. Un întreg scenariu, exact, vreți să spuneți? Da, sigur că dacă nu, altfel stricăm marfa. Și omul dă bani, omul trebuie să te caute. Eu, de regulă, n-am făcut reclamă. Dar toată lumea vă știe. Toată lumea, deci vine prin recomandare. Vin de la Cutare, Îl cunoști, dar eu nu mai cunosc atâția oameni. Nu mai țineți minte după atâția ani. Eu când merg în oraș, majoritatea mă salută. Da. Salut și eu câteodată, poate nu observ nevastă, mi-a zis, băi, ce-o salutat domnul ăla. La 50 de jocuri de artificii într-un an, dacă punem 15 ani și ies vreo 750 de jocuri de artificii, chiar... Nu poți să-i ții minte pe toți. N-ai cum, da. Au fost situații în care, știu eu, să se fi ivit probleme, artificii care nu au pocnit și care a trebuit să reluați jocul, să-l... Mie mi s-a întâmplat adică mai multe cazuri, se mai întâmplă. Se întâmplă și din fabricații. Cu defect din fabricații. Exact.
Dar noi ne luăm niște măsuri de precauție din timp. Deci de asta e bine, nu fiecare să dea artificii, vin din afară care ei nu știu. Nu știu legislația noastră. Deci legea 126 din 95 nu le permite să, de la F2 în sus, să folosească persoane fizice. Ei le cumpără cu bonul de consum, de bon de casă, da, da, din Germania, să spunem. Vin pe la vamă, trec. Vin acasă, se duc, fac nuntă, au act, fără nicio problemă, dau drumul. S-au întâmplat accidente, multe accidente, dat foc pe la paie, pe la... Tot ce erau material combustibil exact, în jur, da. Da, da, și... Bun, dar ei nu-și dau seama că, dom'le, există o firmă specializată și eu sunt convins că dumneavoastră, cu firma dumneavoastră, vă luați toate măsurile, nu numai că toate măsurile de precauție, dar aveți și tot felul de aparate exact, ca să stingeți un eventual incendiu. Exact, sau... păi, dar noi nu ne ducem așa, deci nu ne ducem chiar, da, noi ne pregătim foarte bine, știm ce avem de făcut, știm unde să le dăm. Deci chiar dacă îmi permite legea să le dau din punctul respectiv, dacă eu constat, să dau un exemplu, am făcut schița și dau din punctul respectiv. Între timp a venit o mașină, o cisternă de combustibil în zonă. Păi salut, s-a terminat. S-a terminat. Nu că dau că eu trebuie să dau, că legea îmi permite. Nu. Nu dau. Deci vă dați seama, chiar dacă îmi permite legea și se întâmplă un accident, Doamne, eu răspund. Exact. Dar spuneți-mi, dacă ar fi cei care ne urmăresc acum, că a spus că știți deja tot Iașu, știți da, de unde știm, puteți da și spun dinainte, care sunt zonele în care nu puteți da deloc? Păi zonele care nu pot să dau deloc sunt zonele care nu îndeplinesc distanțele de clădiri cu locuințe. Buciumul e bun? Buciumul n-am. Nu, deci Buciumul nu am, că am în zonă am pădurea, deci trebuie 500 de metri la pădure. Am stațiile Pieco, sunt stații des, 500 de metri înainte. Dădeam, avem niște locuri, dar s-a mai făcut, da, s-a mai făcut case, s-a mai făcut. Deci Buciumul începând din... De la Borcan, cum știm noi, mai din coace. Da. Nu, n-am, acolo nu am. Nu. Da, da. Bun, dacă ar fi, că unde mai sunt? Pe Moara de Vânt, încolo, se poate? Moara de Vânt am, dar trebuie de în stânga 500 de metri de la pădurea Ceric. De la pădurea Ceric. Dacă e să mergem în zona Păcurari... În Păcurari am unde, deci la Popas încolo, pentru că îmi permite pe malul... pe margine, la calea ferată. Calea ferată. Eu dacă pun cel mai mare lansator cu cea mai mare bombă, o pun în direcția respectivă, nu se duce mai mult de 150 de metri, maxim 200, să spunem cu strop, dar n-are cum. 200, până, dar nu ajungi la 200, foarte mare, alea, nu putem să le dăm la noi în jur. Zgomotul e prea mare. Am dat când era strandul vechi, dacă da, știți da, da, așa, da, 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 da. În spatele la palat, acolo am dat cu calibru de 150. Așa. Mare. Acum și la blocuri a fost reclamații de la blocuri că se cutremur. Am în pământ lansatorul vreo 70 cm. Explozia o avea în interior acolo. În interior acolo, pe acest succes. Și de la arme și muniții care au fost atunci, au spus că nu e bine. Nu e bine să mai dai. Deci până la calibru 120. Bun, dar acum vă întreb un lucru pentru că le dați în sus, nu? E da. Posibil, știu, să bată vântul și... Noi ne orientăm și după vânt. Dar ce se întâmplă? Practic, legea ne spune cu astea mari, dar sunt mai periculoase astea mici la vânt, pentru că astea mari da. Se duc sus. Așa. Ele, scântelele care vin jos, sunt din hârtie cerată. Deci ele nu fac flacără, nu nimic. E niște hârtie cerată care e specială. Da, aia, da, da. Ca să nu iei să facă flacără, mai sunt care ajung de la fichile, la anumite fichile, vin jos. Dar nu ia foc, nu nimic. Dar legislația... Dar alea mici sunt mai periculoase? Alea mici ar fi mai periculoase, pentru că ele se duc la o distanță mai mică de la sol. Și atunci, până jos, poate da, să e ajungă, posibil să vină cu... Așa exact. Este. Bun, vreau să vă întreb un lucru. E de presupus că luna decembrie este cea mai aglomerată, nu? Așa este. Luna, în afară de luna decembrie ar mai fi, poate... Știu, vara când e sezonul da, de este nunți, la, când... Deci noi, cum, e vorba de primării, noi mai mult cu primăriile... Instituțiile publice, da. Da, pentru sunt zilele comunii.
la primărie. Și la Revelion sunt primării care fac, dar noi nu putem să acoperim tot cât n-aveți facem. N-avem cum, că trebuie, n-avem atâția pirotehniști. Asta înseamnă că și pentru acum, fiecare foc de artificii trebuie să meargă un pirotehnist exact, specializat da. Care să stea da, acolo, da, să urmărească. Da, păi da, el trebuie să dea, n-are voie să dea decât un da. Specialist. Bun, vreau să vă mai întreb câteva lucruri, printre care, dacă ar fi, ca în ziua respectivă, când trebuie să faceți focul de artificii, plafonul de nori să fie jos, mai dați focuri de artificii? Pentru noi e mai bun. De ce? Când pentru că suntem în siguranță. Da, dar se mai văd artificiile, se mai... Vorbiți de ceață. Nu, plafonul de nori este jos și ei vor de ăsta, ca în alte să... Păi noi ce se întâmplă? Am pățit din asta, am pățit în timpul anilor și mulți vreau la primării din astea mari să ducă sus. Da. Ei, noi când vedem, chiar dacă avem comandă de astea, mergem cu alea joase. Aha. În deci funcție de cum e plafonul de nori. Da. Casă? Pentru că după nori se vede doar flacăra. Am avut la Pașcani odată, era domnul Rățoi. Dumnezeu să-l vinească în pace, da. Da. Și el a vrut, i-am spus, domnul primar, nu merg astea mari. El spunea, cele mai mari și le dau că... Da, da, da. Nu merg astea mari. Nu se văd. Nu te interesează, banii mei îi dai. Eu mi-am pus, am mers pe două variante. Am luat și din alea mari, am luat și de astea la alte mici. Și am pregătit băieți, băi, în caz, eu dau, încep să dăm, dăm câteva, că îmi părea și mie rău, omul i-a plătit, dar spectatorii trebuie să vadă ceva. Normal. Văd numai țeava, de la țeavă flacăra și nu văd... Ce se întâmplă sus exact. Când explodează, da? Da, da, da. Și a fost cazul și ați dat de la mici, am dat câteva ca să demonstrez că nu se văd nimic, da? Între timp băieți aduceau de la dubă, tot vireau cu alea mici. Le-ați schimbat? Le-am schimbat din mers. Dumnezeu, am demonstrat că nu se vedrim, văd. Da? Așa, ca să nu după aia să spună da, că... Da, așa este. Specialistul trebuie să fie tot timpul prezent la fața locului, pentru că altfel... Nu mulți țin cont de specialiști. Acum, Doamne iartă-mă, totdeauna dacă te duci la un medic, trebuie să ții cont de sfatul medicului, că e specialist. Exact, da. Dacă te duci la un avocat, ții cont de sfatul avocatului specialist. Dacă vrei un foc de artificii... Și dacă vrei corect... Corect, și, da. Trebuie să ții cont de sfatul... Eu trebuie, sunt nevoit să fac din bani puțin, foc frumos. De exemplu, anul ăsta. N-am o primărie care e cu bani. Toți n-au. Și am vor, greu. Ca anul trecut. Marfa s-a scumpit până la 80% anul ăsta. Nu este în Europa, nu se găsește, pentru că din China n-a plecat... Materia primă, s-a ținut din primăvară, n-a venit, n-au avut containere, au fost probleme și așa. Și acum, în Europa, nu se găsește marfă. Noi, firmele mai... Strecurați, mai găsiți, mai găsim, la un depozit ceva. Și acum, primările tot merg de... Am primărie de 10 de ani, spune, cum a fost anul trecut, cum a fost, dar nu se poate, noi nu mai... Dar și dacă fac o construcție, dacă vor să reabiliteze un drum, se duc și văd că prețurile sunt schimbate. Da, domnul Bursa, mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune și mult succes, că luna asta e lună plină. Mulțumesc, da, Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Dacă veți vedea un joc de artificii, să știți că acest joc presupune o muncă destul de îndelungată și foarte, foarte, foarte minuțioasă. Dacă vreți să vedeți focul de artificii în privat, cum se spune, da? Puteți să-l contactați pe domnul Bursan, este firma care organizează niște jocuri de artificii splendide. De altfel, dacă primăria municipiului Iași va organiza un astfel de spectacol, veți avea posibilitatea să vedeți rezultatul muncii domnului Bursan. Până data viitoare, cele bune! La revedere!